În România există multe biserici și mănăstiri care adăpostesc picturi și icoane bizare. Legătura dintre religie și OZN-uri pare să fi fost arătată de-a lungul timpului în mai multe icoane. Ce caută OZN-urile în picturile murale este greu de explicat. Din acest motiv, nu putem trece neobservată legătura dintre diverse specii extraterestre și tot ceea ce vrea să însemne religie. Un exemplu în acest sens este Biserica Mănăstirii din Sighișoara, acolo unde există o pictură murală pe care ar fi înfățișat un OZN gigant. Se poate observa că OZN-ul plutește în derivă și scoate fum. Deasupra picturii scrie în germană: Israel, puneți speranța în Dumnezeu. Presa din străinătate a relatat cu lux de amănunte această poveste și susține că în orașul în care s-a născut Vlad Țepeș, cunoscut sub numele de Dracula, există o biserică în care un pictor anonim a înfățișat un OZN care pare să se prăbușească pe Terra. Specialiștii susțin că vechimea picturii este greu de stabilit, având în vedere că mănăstirea a fost clădită în secolul al XIV-lea, după care a fost distrusă și reconstruită în secolul al XVII-lea. Totuși, cercetătorii estimează că fresca ar fi fost realizată după anul 1523. O altă biserică din satul mare, Corund, adăpostește picturi ce frizează canoanele ortodoxismului, înfățișând diavoli cu coarne și o femeie dezbrăcată, personificarea ciumei în opinia iconografilor. Biserici cu picturi asemănătoare mai sunt în Desești, județul Maramureș, și în Almaș, Săliște, județul Hunedoara. Specialiștii sunt de părere că picturile redau una din versiunile apocrife ale Apocalipsei. Ceea ce atrage atenția este faptul că aceste icoane reprezintă păcatele umane și judecata de apoi. Ciudat este faptul că lipsesc apostolii și Isus. În una dintre picturi este reprezentat diavolul așezat în poarta iadului. Păcătoșii sunt purtați în spate de alte creaturi ale infernului. Documentele vremii descriu faptul că biserica de lemn de la Corund a fost adusă pe butuci de lemn, trasă de boi din mijlocul cimitirului unde fusese construită inițial. Biserica Drăgănescu a fost pictată de părintele Arsenie Boca. El nu se limitează la canoanele iconografice clasice. În picturi apar obiecte pe care umanitatea avea să le inventeze mult mai târziu. În documentele sale a fost descoperită o propoziție ciudată, că omul de știință va distruge omenirea. Preotul spune că vor cădea și cei aleși și vor pleca mulți din țară. O parte dintre ei nu vor mai putea să se întoarcă, pentru că România va fi înconjurată de flăcări. Aflată doar la un kilometru distanță de mănăstirea Curtea de Argeș, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc este prima catedrală metropolitană din Principatele Române. Ea a fost construită în 1532 de către Basarab I. Biserica este unică, deoarece adăpostește o frescă ce o înfățișează pe Fecioara Maria însărcinată. De asemenea, biserica adăpostește 13 morminte. Mormântul cu numărul 10 este neobișnuit zonei noastre. Piatra de deasupra mormântului prezintă semne care țin de ezoterismul bizantin, cum ar fi arborele vieții, soarele cu 24 de raze, crucea templierilor, un cerc cu 4 triunghiuri echilaterale care împart cercul în 12 părți. Cele 12 puncte pot reprezenta pe cei 12 apostoli sau cele 12 zodii. Se spune că acest mormânt straniu este al lui Radu Negru. Vaticanul are și el secretele sale. În Arhiva Vaticanului există multe desene în care sunt reprezentate obiecte misterioase. În unul dintre aceste desene, Fecioara Maria este la mormântul lui Isus, iar pe cer este un car de foc.
În alt desen, Iisus este răstignit, iar de o parte și de alta sunt două discuri zburătoare. În majoritatea icoanelor bizantine, care reprezintă răstignirea, apar aceste obiecte misterioase. În opinia specialiștilor în iconografie, aceste obiecte misterioase apar și în icoanele cu Sfântul Ilie, care se înalță la cer într-un car de foc, sau în icoanele având ca temă schimbarea la fața a Domnului. Glorificarea Sfintei Liturghii a fost pictată de Bonaventura Salimbeni în 1600. Astăzi se află în Biserica San Lorenzo din San Pietro, Montalcino, Italia. Aici observăm dispozitivul de forma unui satelit sovietic Sputnik, despre care unii cred că ar fi reprezentarea stilizată a Pământului. Ufologi de pe tot întinsul planetei au vizitat Montalcino pentru a privi această pictură uluitoare. Lucrarea este structurată vertical, iar Sfânta Euharistie este amplasată în centru, înconjurată de importante fețe sfinte și bisericești. În partea superioară a picturii este înfățișată Sfânta Treime. Dar ce este obiectul ciudat din centrul părții superioare, aflat între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul? Și ce reprezintă cele două antene care îl pătrund? Reprezentarea sferei i-a șocat pe ufologi, deoarece seamănă foarte mult atât cu sateliții Sputnik, cât și cu satelitul Vanguard 2, lansat de Statele Unite ale Americii în 1959. Miracolul zăpezii, realizată de Masolino da Panicale în jurul anului 1440 în Florența, Italia, în Biserica Santa Maria Maggiore, îi înfățișează pe Iisus și pe Maria pe un nor mai degrabă asemănător cu un vehicul zburător, însoțit de o armată de farfurii zburătoare care acoperă cerul până la orizont. Interesant este că în unele icoane, pictate cu secole în urmă, apar obiecte pe care umanitatea avea să le inventeze mult mai târziu. În plus, de-a lungul timpului au fost descoperite numeroase icoane cu apariții bizare, ce seamănă cu ceea ce astăzi oamenii le consideră apariții extraterestre. Există o opinie tributară teoriilor despre paleoastronautică, conform căreia încă din zorii umanității am avut contact cu ființe extraterestre, fie în mod direct, fie privindu-le de la distanță în vehicule zburătoare. Există o pleiadă întreagă de presupuse dovezi ale faptului că ființe din alte lumi s-au implicat în istoria noastră, dovezi ce transpar din picturi, pergamente, sculpturi, dar și din povești ce datează de la începuturile vieții documentate a oamenilor pe această planetă. Unele dintre cele mai faimoase opere de artă ale celor mai mari artiști ilustrează adesea diferite forme de OZN-uri și fenomene paranormale care duc cu gândul la vizitele misterioase ale vecinilor noștri cosmici.